Salutare și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube la povești amuzante cu Neamarin, adică cu mine. Iar dacă vă plac videoclipurile noastre, nu ezitați să vă abonați. Apoi atingeți clopoțelul pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri ale noastre. Și acum vă doresc vizionare plăcută. Taxi! Oprește ăsta și mă urc în mașină. Ia zi, bosule, unde mergem? La Piața Unirii, te rog, dar trebuie să ajung în 10 minute, că mă așteaptă cineva. S-a marcat, boss. Ajunge fratele tău în 9 minute. Nu lăsăm gagica să aștepte, este? Da, de unde știi că mă întâlnesc cu gagică? După față, frate, și după cum miroși. Bosule, să știi că sexul este cea mai stresantă activitate. Păi cum așa, că mulți o consideră o plăcere, de ce este așa stresant? Păi fii atent, frate, prima oară te ferești de părinți, apoi te ferești de copii și mai târziu te ferești de nevastă, frate. Fii atent, bosule, am întrebat 100 de clienți, cum vă place vouă Savarina? Iar 100% dintre ei, ce crezi că au răspuns? Simplu, dulce. Greșit, bosule, 100% au răspuns așa, epilată și cu frișcă. Ai prins-o pasta? Da, bună, ce să zic? Fii atent, bosule. Primesc săptămâna trecută o comandă la un motel din București. Nu-i dau numele că nu fac reclamă. Ajung acolo doi bătrânei, pe la vreo 60 ceva de ani. Să urcă pe bancheta din spate. Moșulică, supărat, frate, dar supărat rău de tot. Și îl întreb, ce ai pățit, bre, tataie, de ești așa supărat? Nu ești în apele matale, te simți rău? La care el îmi zice, lasă-mă, mă, că sunt supărat, că nu mi s-a ridicat deloc, mă, am fost la motel degeaba. La care baba, ce crezi că îi spune, frate? Impotentule, ce putea să-i spună? Nu... Îi zice baba, lasă dragul meu, stai liniștit, cel puțin măcar s-au revăzut. Ai prins-o? Da, fii atent, frate, știi cum se numește o româncă tânără și frumoasă care se iubește cu un moș din străinătate? Materialistă? Greșit, frate. Se numește atragere de fonduri europene. Da, corect. Ai dreptate. Auzi, frate, când am cumpărat mașina asta acum 2 luni de zile, nou-nouță, 0 km, ca să mă laud, pun mâna pe telefon și o sun pe gagică mea. Și îi zic, draga mea, să știi că mi-am cumpărat un Logan 0 km, cutie automată și motorizare 0.9. Ce crezi, frate, că mi-a spus? Să o stăpânești sănătos și fără evenimente, probabil. De unde, frate? Mi-a zis așa, auzi, bă, până și vibratorul meu are motor mai mare, bă, fraiere. Frate, mai spart, ai glumele la tine maxim. Ah, păi fii atent, frate, asta nu-i nimic. Mă duc ieri la gagica mea și înainte mă opresc la un magazin. Cumpăr niște băutură, ce-am mai cumpărat eu pe acolo și zic, stai așa să-mi iau și o pereche de kilos noi, că tot mă duc la ea. Și ajung la casieriță și aia îmi zice, domnul, fiți atent, asta este lenjerie intimă și nu se schimbă. La care eu am rămas blocat și zic, păi și ce o să fac, doamnă, acum? O să rămân cu chiloții ăștia pe mine toată viața?
Da, frate, stai să zic una și mai tare. Iau acum câteva zile 3 clienți în mașină. Veneau de la băutură, de la un bar. Și primul zice: bă, fraților, sunt atât de supărat, bă, a început nevastă-mea școala de șoferi și în fiecare noapte îmi pune mâna pe manivelă, frate, și începe: înainte, înapoi, înainte, înapoi, de nu pot să dorm toată noaptea, bă. La care al doilea și mai supărat, frate, zice: a mea a început școala de o lună și se trezește noaptea și începe, fraților: pune mâna pe manivelă, a întâia, a doua, a treia, a patra. Bă, frate, dacă când ajunge la marșalier, îmi vine să-mi iau câmpii. La care al treilea, dărâmat rău de tot, frate, ce să zic, zice: bă, voi sunteți mici copii, mă. A mea a început școala de 3 luni și se trezește în fiecare noapte, se întoarce cu curul la mine și zice: plinul, vă rog. Frate, ești beton. Să-mi dai numărul de telefon că te sun pentru următoarea cursă. Sigur, frate, cu cea mai mare plăcere. Uite, deja am ajuns și am făcut exact 9 minute, cum ți-am spus. Mulțumesc și spor la treabă. I-am plătit, l-am salutat și am plecat. Vă mulțumesc pentru vizionare și sper că v-a plăcut, pentru că deja lucrez la un nou videoclip pentru dumneavoastră. Până data viitoare, vă pupă neamarin.